Un tată și-a vândut soția și fata cămătarilor pentru bani. Femeile urmau să ajungă în Spania. Traficanții de persoane învață continuu din greșelile celor prinși de anchetatori și sunt foarte motivați. Dacă li se pare că trebuie să taie o mână, taie o mână. Dacă victima nu se lasă exploatată, îi prind degetele în tocul ușii sau o confundă în cada cu apă. Sunt dibaci și cunosc chiar și strategii de marketing. Un copil cu o vioară stricată poate face bani frumoși în Austria. Uneori, victimele nu sunt doar exploatate sexual, ci sunt folosite și la spălare de bani. Press Hub a discutat cu Dragoș Lucian Ivan, avocat, formator și sociolog, care explică de ce noi avem o situație perfectă pentru infracționalitate și cât de mult contează eforturile oamenilor legii, corupția din instituții, dar și implicarea comunității. Avocatul a vorbit despre trei cazuri în care prostituția a făcut loc cu ușurință și care l-au șocat. Pot să spun că mi-aduc aminte de o situație în care părinții plecați în străinătate la muncă trimiteau bani acasă. Cele două fete au rămas singure în România. Sora mai mare are nevoie de mai mulți bani și o convinge pe sora mai mică de 14 ani să înceapă să consume droguri. Mezina devine dependentă, mult mai ușor de manipulat și atunci sora cea mare începe să o vândă la diverse persoane, inclusiv la colegi de școală, băieți din cartier, persoane mai în vârstă. Pentru a face bani a folosit amenințare, violență, lipsirea de libertate a victimei, sechestrare, ținere în captivitate, izolare, lipsire de hrană, dar principalul mod de a-și controla sora mai mică era prin folosirea de stupefiante, relatează mesajul.ro.